Bă, ideea e următoarea. Am ratat să fac tot tokenii, așa că am acest 81 plus și acest 85 plus o 10 și o să-mi fac pe ăsta, că nu mai stau și nu mai are rost. Sunt la 18, am ratat 2 tokenuri, n-am reușit să fac jucătoria aia, așa că aia e și doresc să-l fac pe Marez și n-am destul de Marez, așa că bag aici repede să îmi deschid aceste pachetele ca să și pentru cum să am folder pentru Marez. Acum, dacă mai ies 2 tokeni în aceste zile, aia e. Dar măcar eu acum pe live îl fac pe Marez, așa cum mi-am promis mie, că nu e ca și cum am promis cuiva și au intrat toți oamenii. Îs panicat acum. M-am căcat pe mine că nu se spune. Și că au intrat oamenii, 1000 de oameni pe live acum și nu se uită nimeni la mine, bă, dar nimeni. Tu rare gold player spec. Și vine aici mare centurion. Nu vine, dar cred că e walkout spaniol. Nu e walkout, e Marcelino ăsta, Angelino. Marcelino Panevino. Bă, da, dacă ar veni și muzica mea ceva, uite, dă-i foale de la Subcarpați, cred că e ce trebuie, este exact ce trebuie pe asta. Bineînțeles, nu avem card special, avem argentinian ST, avem pe Martinez, e Dumnezeu de cât a ratat omul ăsta în finala campionatului mondial. Avem un 86, 84, 83, foarte slab pachetul. Dar măcar avem acest 85, 10, 80, bă, un centurion îmi dai? Bă, îmi dă un walkout și este Pau Torres, dacă mă gândesc eu bine, nici atât. Este Douglas Luiz de 87, n-arată rău, dar nu-l folosim, gen, nu e ce ne trebuie nouă. Doi centurioni, Son, Casemiro, Cross, Taremi, doi, bă, ce pachet bun, bă, bun pachet. Și avem doi centurioni aici, pe Arnold și pe Neuhaus. Ok. Na, am făcut tokenia literalmente pentru a-l face pe Marez și Marez acum vine. Mulțumesc! Și să vină Marez, Riyad Marez. Făcut pentru Palmarez. Ce fel de culori. Minunat. Arată magnific.